pe cât poate. Totul e să vrei și să poți să iei mai mult de un cuțit. Ideal 3. Ia zi, Florin, ce avem aici? Salări pentru sarma. Nu te grăbi, nu stai nimeni în capul. Paste! Ceva cu sos. Hai. Stai de rând. Și? Da. Ceva cu sos acolo. Ce paste da, sunt astea, mă? Florin, mă, așa frumos scrie pe cutia aia. Aceste paste se fierb 8 minute. De ce mă să le lași dublu timp? Din emoții. Opa, carne! Seamănă acelui cu un carne, mă. Dar uite-te și tu la asta ce tare, zici că e scrisoare, mă. Fac o poză, mă. Deci nu cred așa ceva. Mă, dar ce-ar fi asta? Niște orez, o jumătate ou și niște lipie înfășurată. Mm. Este un kebab, mă. Deci ușor picant. Ușor? Mai ai răbdare un pic. Aoleu, mamă. Uite, foarte... Mamă, ce emoție mea, ești nebună. Ca gust? Bună, gustoasă asta. Chiar e gustoasă rău. Mieluț! Mă, dar de ce așa zgârci, mă? Am dat de la el? Ce are cu noi? N-am mai avut timp. Băi, măcar ziceți-mi că aveți sos. Uite ce bine arată cartofii pe partea elaltă. Două cucățele de miel. Ăsta e mielul ăla la care vi stați voi toată ziua? Aoleu. Nu cred că vorbesc serios. Frățică. Mamă, nu cred. Bă, Florica, n-ai cum. Ce faceți, mă? Cutlețele, uite atâta. Sunt un centimetru jumate. Da. Mi se pare că e bun. Da, mă, termină, mă. Ce, mă, bun așa? Pentru ce, mă? Doar pentru cartofi ar merita. Stai mai departe. Doi, mă, băi, du-te, băi. Noi nu ne înțelegem un cu om aici, mă. Băi, ce faci? Ne-au cam de certat acum? Ne apucăm, mă, de certat, dar nu fi nebun, mă. A, mă, puișor. Da, cu tine. Nu mai e coloană vertebrală. Ia, ce scrie pe aia? Ce scrie pe aia? Și nu de copii, de adulți. Bună ziua. Bună ziua. Plăcintă Iulian. Plăcintă. Plăcintă. Prezent. Ce ai făcut în farfurie? Cartof dofinoaz, așa cum am crezut eu că pot să-l fac rapid. Zici că ăsta scalop potato aia. Care pe unde ați fost? Pe la Oltenia, pe acolo, pe acolo. Pe la Titu. Potatoes. Tu ai impresia, toată lumea poate să ajungă până în Hawaii, până în pușcărie, până nu știu pe unde. Până am fost, mă, pușcărie. La pușcărie. La... Nu cred. La Dominicana, mă. Antigua, mă. Antigua, mă. Nu știu pe unde. De ce nu vezi, mă, așa? Bora, Bora. N-ai ce să-i faci, ce vreți? Noi ne mai plimbăm pe la Titu, pe aici, pe la Târgu Jiu. Cristian Bucur. Înainte de toate am ceva pentru voi, un mic cadou. Da, mișto. Ceva cu muzică. Nu vă recunoașteți acolo? Ba da, ăsta sunt eu sigur. Ăsta e Cătălin. Ai știut că a intrat la apă? A, n-am știut. A intrat la apă puțin. Se vede, da. Pastele le-am lăsat puțin mai mult din cauza emoțiilor. Îmi cer scuze, asta este. Da. Ai un gust foarte bun. Pot să trec peste orice greșeală de fier de pastă. Dacă ele au gust. Astea au fost mozolite acolo, unele cu altele. Mm. Tibor Iosif. Da. Pentru această mermeleală n-aveam cum să-ți dau alt băt. Foarte gustoasă, omule. Mulțumesc frumos, șef. Uite aici. Mulțumesc din suflet. Pe tot. O zi bună, la revedere. Salut. Baftă. Mersi mult. Dacă ar fi să treci mai departe, în ce echipă ai vrea să faci parte? Cum e? Cu Scarlătescu. Pentru că... Nu mai contează. Iulian, am dat după gust. Am dat dovadă. Gătit, corect, gustos. Zboară, tata. Mulțumesc, pas. Zboară. Pa. Ai grijă. Sunt terapeut de profesie. Terapeut. Și ce faci pe la noi? Nu se observă. Am pus 3 cuțite acolo. Deja l-ai băgat acolo? Da, sunt 3 cuțite. Dar chiar mă că n-am observat aia, e foarte tare. Este o carne tocată, puțin orez și o jumătate de ou. Ai pus și o tonă de condimente acolo. Doar piper, nu altceva nimic. Doar piper. Gustos. Gustos. Farfurie. Mulțumesc. Foarte, foarte, foarte interesant. Bravo. Mulțumesc, mulțumesc frumos. Felicitări. Mulțumesc, mă așteptam să-ți placă. Da? Da. Salut, foarte bun. Mulțumesc frumos. Cu plăcere. Să vedem ce faci. Foarte bună. Mulțumim. Mulțumim.